Potrivit site-ului avocat.net.ro, vineri au intrat în vigoare o parte dintre modificările introduse de executiv în iunie 2016 prin ordonanța de urgență numărul 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Concret, modificările respective au apărut la prevederile codului rutier despre susținerea examenului auto. Începând de vineri, proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului auto este înregistrată video, iar proba practică este înregistrată audio Video. În cazul probei practice, dispozitivele de înregistrare sunt instalate direct pe autovehiculele folosite la susținerea acesteia. Totuși, există și unele excepții. Mai precis, proba practică a examenului auto nu este înregistrată nici video, nici audio în cazul categoriilor AM, A1, A2 și A. Examenul auto este constituit dintr-o probă teoretică prin care sunt verificate cunoștințele candidaților și o probă practică prin care se verifică aptitudinile și comportamentul acestora. Cea mai recentă modificare majoră privind examenul auto a fost făcută în toamna anul 2015, la acel moment s-a stabilit că persoanele care trec cu succes de proba teoretică pot susține proba practică de mai multe ori, în cazul în care o pică. Înainte cei care cădau la proba practică trebuiau să treacă din nou de proba teoretică.